Sucevenii care nu s-au vaccinat anti-COVID, dar intenționează să o facă în acest weekend, au ocazia ca serul să le fie administrat de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretarul de stat Raed Arafat. Prefectura Suceava a anunțat că Raed Arafat va fi prezent sâmbătă și duminică la caravana vaccinării organizată în județul Suceava. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență va fi prezent sâmbătă pe 29 mai la Calafindești, iar duminică pe 30 mai se va afla la Câmpul Lung Moldovenesc. În cele două zile, programul de vaccinare va fi între orele 10 și 16. Prefectura Suceava a anunțat că persoanele din alte localități din zonă care doresc să ajungă la caravana vaccinării vor fi sprijinite de primării pentru deplasarea la Calafindești sau la Câmpul Lung Moldovenesc. Prefectura Suceava a mai anunțat că la caravana vaccinării vor fi disponibile toate cele patru tipuri de vaccin autorizate în România: Pfizer, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna și AstraZeneca, iar doritorii vor putea opta care să fie serul care le va fi administrat.